E o femeie superbă, are tot felul de angajamente. E soție, e mamă, dar e și businesswoman. Ileana Badiu, bine te-am găsit! Mulțumesc că ne revedem din nou, mă bucur foarte tare! Ce faci? Cum ești? Sunt foarte ocupată, sunt foarte agitată cu viitoarele proiecte pe care urmează să le lansez, că îmi face mare plăcere, mă rog, să mă ocup de ceea ce mă ocup. Bănuiesc că tu știi de ce mă ocup. Multe proiecte. Foarte multe proiecte și mai ales că sunt foarte multe proiecte în zona asta de normalizare a menopauzei, lucru la care muncesc de vreo 8 ani de zile. Iar în ultimul an toată povestea asta a prins un contur extraordinar și tocmai ne pregătim să lansăm o platformă multidisciplinară de menopauză și perimenopauză, ceea ce înseamnă că am colectat din interiorul comunității noastre, care înseamnă 350.000 de femei care și-au asumat dialogul deschis despre acest subiect, 600 de întrebări. Avem 20 de specialiști, medici, 17 și 3 alte specialități fabuloase, care vor răspunde acestor 600 de întrebări. Înțeleg acum, ești foarte ocupată, agenda e plină, dar cum a fost vara asta pentru tine, dar și pentru familia ta? Ne-am plecat în vacanță la începutul verii, deci nu mai știu cum a fost, că acum suntem în toamna, a trecut deja tocmai, pentru că toată vara era dedicată muncii. Și am fost la începutul verii, deci nu mai țin minte, am fost în sudul Franței și pe urmă am fost la Kite, în Turcia, la Cocceada se cheamă locul, unde Sasha și cu Cătălin au învățat foarte bine să facă kite. Eu am învățat să fac pe uscat kite în prima fază, e foarte complicat să manevrez smeul ăsta, da, știi, în da, vânt, da, da. În fine, să te și sui pe o placă, să, mă rog, să cauți vântul potrivit. Să cauți vântul, să, mă rog, în fine. E întreagă dar am logistică reușit să acolo. Intru și eu în apă. Am împlinit 50 de ani. Și pentru mine sărbătorile astea sau zilele mele sunt un mare prilej de bucurie. Din mai multe motive. Una, că sunt recunoscătoare că mai am, cum să zic, am șansa să îmbătrânesc. Și a doua este faptul că sunt recunoscătoare că am foarte mulți prieteni care îmi sunt aproape și mie îmi plac petrecerile și să le organizez, sunt organizatoare de evenimente, și să le și trăiesc, adică pe petrecerile mele. Și am avut o petrecere superbă, adică o petrecere pe care cumva mi-am imaginat-o de când cred că aveam eu 20 de ani, cum o să arăt eu la 50 de ani, și așa am arătat, în pene și în paiete. Da. Și am dansat continuu. Pe mese. Exact, pe scenă, pe mese, pe cuburi, pe tot ce s-a putut să dansez, am dansat, da. Ce îți spune Sasha când te vede? Când mă vede pe mese? E obișnuit, săracu. Da? Da, nu. Sasha e un copil care cred că de aia e așa mișto, pentru că e crescut de niște părinți care au fost foarte deschiși. Anul ăsta, de altfel, mi-au făcut o surpriză soțul meu și cu Sasha, amândoi cântă foarte bine. Au voci minunate, da. Sasha a câștigat și concursuri de interpretare, de altfel, autodidact fiind aproape complet, și mi-au cântat o piesă superbă care a fost surpriză pe scenă alături de, mă rog, setup-ul bandului care a fost acolo, Colors a cântat, dar ei au cântat ei singuri, ei doi, m-am emoționat teribil. Baby, don't you know I love you so? Can't you feel it when we touch? Trebuie să-l felicităm, Ileana, și pe Sasha, pentru că... Pentru că și el a avut evaluarea națională. Exact. Da. Deci a fost o vară sau un an extrem de intens, de plin de proiecte, de emoții, de, mă rog, reușite. Cum l-ai simțit tu? E un pas important. A fost mult mai greu decât m-am așteptat. Sasha e un elev foarte bun. A fost șef de promoție în gimnaziu, ceea ce e ceva incredibil. Eu nu-mi dădeam seama cum, Doamne, iartă-mă, să ai 10 pe linie la toate materiile încât să ai media anuală 10 timp de 4 ani.